Salut! Bine ați venit la un nou set. Avem în seara asta KVS vs. Geronimo, Best of 3. Salut, Tobo! Și acesta este draft-ul. Avem în partea stângă pe KVS, Adaban pe Sicilians, Pig pe Bulgarians, Tatar și Vikings. Iar Geronimo, Ataban pe Britons și Pig pe Cumans, Lithuanians și Chinese. Că a început deja meciul. Sunteți mai la meci, nu am venit să mă draft. Ok. Acesta a fost draft, special pentru Timi. Ce faci? Salută, Cid! L-avem în partea de nord pe KVS, joacă în albastru cu Bulgarians, iar în partea de sud, Geronimo joacă în roșu cu Lithuanians. Suntem live. Backstone, back Paris, back gold la Geronimo. Dar un pic am deschis harta. Să vedem harta și harta lui KVS. Back gold. Și resta e destul de deschisă. Geronimo se duce în față cu scout-ul. Că intră în TC. Nu, a văzut la timp. Scouts până acum de la Geronimo. Vedem Manetarm, cred că de la KVS, Manetarm into Archers. Nu. Vedem Scouts și de la KVS, cred. Douăzeci pop de la ambii. Minotam cu 28 de la KVS. Interesant build-ul. Ah, am luat 10 gold de aici. Ok. Să vedem. Geronimo e deschis. Face ziduri mici. Cerul e prima, pune stable. KV se prioritizează eco upgrades. Și le-a pe ambele, plus
Salomoning. Da, bine că n-ai tu ce face. Încerc să dai stable jones. Adaugă și Spearman. Venge în spate ca PS. Un pic de idol. Începe să o aleze. Se duce cu Villager pe struți. Să vedem, 5 scouts. Noia fight, se duce în față. Adaugă Archer Ranger animal. Ah, ok, se pregătește să ia fight-ul. Nu se pregătește să ia fight-ul, se duce în față. Patrol. Just passing. A luat villagerii de aici. Dar nu mai e un pic housed. Și are un villager. Doi chiar expuși. Să vedem contraatac cu 3 spearmen in defense. Primul villager mort. Quick calls de la KVS. RIP pentru scouții lui Geronimo. Wow, ce mutare. Ce mutare cum a scăpat de scauți dintr-un quickhole. Le-a făcut trap. Mor... Am murit un singur villager până acum. Și un spearman și 5 scouts. Arcaș și skirmisher de la Geronimo. Egalitate la villageri. Pe cam idol ca aveți. 6 villager idol. Ok, hai că rezolvă idolii. Will Barrow de la KVS. Moro Arcașa cu Manatar. 1 la 8 KD. 2 villager diferență, dar ce 2 villager diferență sunt de la Will Barrow. Încă de aproape KBS, e destul de aproape de castle. Pune stable. Nu
Ok, ca vezi se click up, pune shell de la stable. Geronimo mai are acum de wheelbarrow. Sper că practic nu a mai fost actualizat de ceva timp. Păi ar fi trebuit să se actualize automat de pe challenge. Adică să fie cumva corelat. Nu cred că trebuie făcut ceva manual, acum nu știu. E prima oară când avem când avem ceva pe Wikipedia, așa că habar n-am. Avem click up și la Geronimo. Pune și el stable și blacksmith. Mai pierd un villager aici? Da. Pe challenge există actualizat, știu, acolo este actualizat de noi manual. Dar credeam că e ceva automat pentru Wikipedia. Cel puțin așa ziceau băieții. Am mai creit cu 2 skirmisheri. Apropo, sunt ceva probleme la stream. Mă aud ciudat, mă văd ciudat că am preformat tot Windows-ul și vreau să fiu sigur că e tot în ordine. Dacă poate să-mi spune ceva, e perfect. Două stable-uri, în afară de Manning, că Manning spune prostii mereu. Două stable-uri de la KPS și pune și mănăstire. Să vedem ce face Geronimo, mai are un pic până ajunge up. La mine ok, mersi, holy shit. Vedem producția de Knights. Aici e gaură. Nice cu plus 2. Geronimo numai are și 200, dar de-abia acum începe să producă. Arată în ce în ce mai rău pentru Geronimo. În scouting, își vede doar relieve-ul ăsta din bază și atât. Destul de important pentru Lutonian, de asta are o scouting-ul. Să vedem și pentru KVS. O vede pe asta din bază și mai vede unul aici. O vede chiar și pe asta de la Geronimo. Intră la woodline cu knights. Cui calls? Nice! Te simt partea dreaptă de la Geronimo. Mi se vede în KVS. O adaug la cel pe celălalt de la TC. ...45 de village la 40 și 13 armii la 2. Knight se intră la gold. Aveam conversion. Ar trebui să avem. Da. GGG. Da, un zără ca VS.
ce sigur au mai rămas. Deci am avut Bulgarians pentru KVS și am câștigat cu ei. Iar pentru Geronimo am avut Lithuanians și a pierdut. Deci mai avem Vikings și Tatars pentru KVS. Iar pentru Geronimo mai avem Commons și Chinese. Singur destul de bune pentru ambii. Este totuși un pic de elo diferență între ei, un pic mai mult. 300 elo cel puțin, KVS este 1600, a fost 1800 chiar, poate și mai mult. Iar Geronimo a fost cel mai mare, dar în punctul ăsta este 1300. 1300 și. Ok, avem și meciul 2. Tatars vs. Cummins. Și eu am uitat overlay imediat. Yes, am fost mai rapid decât chat-ul. Am scăpat de data asta. Bun, avem partea dreaptă pe Geronimo. Joacă în roșu, se voiește Cummins. Și are o hartă. În afară de 4 berries, poți să te oalezi foarte ușor pe harta asta. Da, mai rar vezi harta ca asta. Bag gold, bag stone, se poate oala cu berries. Da. Sunt și pe KVS, jucând în albastru cu Tatars. Avem bag berries, gold este decent. În stânga mai avem un stone, încă un gold. Arată bine și harta lui KVS. Un pic mai deschisă la outlines, dar... Da, clădiri în față... Trebuie să fie ok. Deci Tatars vs. Commons. Oare o face Geronimo vreun build special de Commons? Mai agresiv un feudal. Să vedem. Poate are ceva pregătit. Patul l-au avut până acum. Deci nu face scouts. 3 l-au avut de la KVS. Posibil scouts. KVS împinge prima căprioară. Asta e un Geronimo. Deocamdată nu am împins nimic. Se duce cu scout în față. Ba nu, încă își dă scout la bază. Oh, moară porcă gotisiu. Ok, doar l-a slăbit. Hai să vedem. Își caut adversar, ok, doar că nu se așteaptă să fie aici. Destul de greu, mai ales că ai văzut și relicul. Nu te gândești că e acolo adversarul, o să-l caute ceva timp. Sunt destul de aproape băieții. Pinge KVS cea de-a doua căprioară, trage și porcul. Trage și Geronimo celălalt de la porc. S-a dus pe oaie un pic aerat, dar trebuie să fie ok. O
Abia acum se duce pe Veris KVS. Am dat un hit pe scout cu villagerii. Se duce la oi? Se duce, încearcă să le fure? Ok, avem un 19 pop pe la KVS și a ieșit. L-a ratat și KPS? Ah, nu, nu l-a ratat. Acum am observat că îl găsise deja. Bun, avem Feudal de la KPS 19 Pop, iar Geronimo. Geronimo face FC. Nici măcar nu are lum până acum, ceea ce e destul de periculos pentru... Ah, Draș FC, ok. Cam în ce Draș ăsta? Cam în ce rău? Poate nu știi. Build. Nu mă bag. Mi se pare foarte ciudat. Villager fără lum e dead. A trebuit să bată și scout-ul pentru că este scout de feudal. Are plus 2 atac. Până acum arată foarte bine pentru KVS. Geronimo încă nu este olat. Poate să vină și cel de-al doilea scout în curând. Did you already? Da, nu vreau să zic asta, dar cam da. Deja are TC idle. A văzut că nu poate să dea apă și îl ține idle să dea apă. Nu prea a ieșit. Ok, da, acum up, 26 villager. Poate ia să ies eu, dar deja sunt doi scouți. A, n-a dat nici lumul. N-a dat lumul. Au dat scouți ăștia de două ori și au omorât villager. No, not like this. Mai vine încă un scout. E măcel. Nu, de ce pleci? Du-te, atacă! Sunt villager fără loom! Cred că zice să nu dea resign prea devreme sau ceva, nu știu. De ce? De ce vii acasă? Ah, ok, a văzut periculosul Draș. Vine să cloreze. Nu înțelegeam de ce. Dar cred că putea să dea mult mai mult damage și acum o să fie full world. Putea să intre cu 3 scouts, făcea ravagii în economie. Așa pe ăștia îi bași cu villager de aici încolo. Dar în fine, deja are avantaj, nu contează foarte mult. Pierde un villager? N-ar trebui. Să vedem, e full world. Nu văd nicio gaură la Geronimo. În sfârșit vedem lum. Doar 4 villager în spate. Ok, let's go. Poate un overcap aici, în rest. Nu știu cum poate să mai intre KVS. Doar să tapim palisade, să forțeze ziduri în spate. Dar oricum nu poate să mai primească damage. E clar că nu o să vedem armată de la Germ, da, Spearman defensiv și atât. Încearcă să ducă up.
Dar mai mult până acolo. E mai aproape ca versiune decât el. Foarte bun damage-ul. Ok, al doilea te simte la Commons. Poate recuperează la Villageri. Bine că are Commons. Dar nu știu să zic că... Adversarul este deja on drum spre castle, dar da click acum și poate să pună și el două TC-uri și... O fi Commons TC's faster, dar... Față de 3 TC-uri. Să vedem. Cred că dacă a văzut că aveți TC-ul. Nu l-a văzut. În general nu m-a vrut să dau double beat și s-a răzgândit. Ea chiar nu are niciun upgrade? Na, ok, are double beat până la urmă. Și KVS ce are? KVS le are pe ambele. Să fie full wall până ajunge adversarul în castle. Scuzez dacă adaugă TC-uri sau mai pun un stable. Are un singur stable, ceea ce mi se pare ciudățel. Ok, siege în față. Contra palisadă de Commons cu HP mai mare, dar o să fie în feudal. Da. Ce vedem, vedem Rams. Și adaug acum și al doilea stable. Ok. Nu vedem TC-uri de la KVS. Un hit, două hituri și a intrat. Surprise! Quick calls, peste quick calls. Dacă ratează... Da, a ratat. A ratat quick call-ul. GG? Oare? Nu văd cum ar putea să mai... E măcel. Nice cu plus 1 totuși. Și nu sunt foarte mulți. A deschis cu un stable. Un stable și force de George Shop. Dar sunt deja 10 villageri diferență pentru Geronimo chiar. Ok, Commons, let's go. Tower ăsta, nu știu ce să zic de el, de ce l-a pus, dar... Probabil s-a așteptat la Sage, să-i dea jos TC-ul. Hai că nu arată foarte rău. Îmi ține diferența de 10 villageri. 6 armii, cred că sunt spearmeni. Se duce pe TC-uri cu Rams? Da.
piață villager, destul de mult Geronimo acolo. Un set destul de rapid, dar cum spuneam, mid difference destul de mare de Elon 3, așa că... Oh, stai că avem... Avem conversație. Trebuia să fac double wall. Nu știu. E zis că e boom-ul ăsta. Eu cu... Așa, îmi place să fac Manatarns și două Rangers. E super strong. Ok. GG's, băieți. Să vedem dacă ne pregătim de Nectare vs. Mihai sau trebuie să mai aștepte. E cineva în chat? Nectarie? Nectarie nu e. Mihai nu e. Ok. Se aude puțin static de la microfon. Ok. Să încep să vorbesc mai departe atunci. Ha? Nu știu ce zici pe acolo, dar ok. Să vedem dacă așa că băieți sau nu. Deci au cojacă după setul ăsta. Sunt oare Nevermind, Manning. Cred că ar trebui să primești un mic ban să te potolești. Ok, avem dreptul la Mihai vs. Nectarie, deci începe setul. Nu dormi după muncă, sorry. Ok, hai că te ierd de data asta.
În sfârșit are Nick tare ocazia să joace versus Mihai și să-l mai bată o dată, cum se laudă de 3 luni de zile sau de când l-a bătut în ultima oară. Să vedem dacă e doar gura de el sau nu. Să vedem. În draft-ul. Vedeta e în joc. Pare că Nectar e în joc. AKA Vedeta. E bine dacă e în joc, își mai iau un pic de tilt de pe la ranked. Nu-l găsesc la meciuri pe Nectarie. La outgoing matches. Hai, Nectarie. Bă, rog, până se întoarce Nectarie. Conectarea a fost până la Budujan, scrie să-mi strice mie de datul. Ia, o să mare hacker. Nu știam capabil de așa ceva. There's a lot of things on my mind.
stacking money like Q's just fuck. Started out with half and I flipped it into double. It's a lot of things on my mind, yeah. Stacking money like Q's just fuck. Started out with half and I flipped it into double. Ca au început băieții draftul, cum stăm cu predicțiile? Se aruncă cineva? Hai să vedem. Unul în chat pentru Mihai, doi pentru Nectarie. Cine credeți că o să câștige? calcule calificării? Păi contează mult și meciul ăsta. Oh, nu! Nice! Mesaj de la Nectarie. Fuck, mi-a luat cămăr. Hai să vedem draft-ul. Deci, Mihai a dat bani pe Maghiars. Câștigă unul în caz că nu a fost clar, altfel m-a luat și eu preună cu Nectarie. Da. Să revenim. Mihai a dat bani pe Maghiars și pic pe Kmar și Teutons. Nectarie bani pe Hans și pic pe Chinese, Purpose și Burmese. What? Burmese? Să vedem ultimul pic de la Mihai. Misclick? Nu, cred. Poate are ceva special. Nu ne băgăm. Malians. Ok, îmi place mai mult save-ul lui Mihai. Mi-s faliză la Mihai. Revin. Te aștept să fie repede, Mihai, nu? Ok, dai restart la net. Credeam că revii pe 10 minute după setul ăsta. Am înțeles. Hai și Andrei au ajuns în punctul ăla fain. Pick Malians for FC GB to Masterpiece. Ok. Dacă zici tu. Și Nectarie zice că are 500 ping. Dar s-ar putea să avem ceva probleme cu jocul. Să vedem cum stăm cu ping-ul. Eu am 65, destul de ok.
Ok, mesaj de la SAP, se pare că o să joace cu Vlad după meciul ăsta. Nectarii câștigă cu Chinese. Ok. Cu cine joacă Saps? Cu Vlad, nu? Ce îmi trimite toată lumea mesaje, nu pot să mă concentrez la nimic. Fă lag la băieți. Doste și ceva ping. La ce ne uităm aici? Salut, Enger. Ne uităm la Mihai vs. Nectarie, dar au un pic de lag băieții. Ceva de gen. Scuze, nu pot să fac o cast. Am probleme cu Discord-ul, am 5000 ping. Mersi mult de ofertă. Nu știu, o să sumă la Digi să văd ce pot să fac. Am dat și reinstall la calculator și tot. N-am rezolvat problema cu 5000 ping pe Discord. Deocamdată solo casting. Yay! Să vedem, avem primul match. Let's go. Burmese pick. Burmese pick.
Baftă Manning, să pierzi la joc acolo. Sad cat, da? Baftă pentru adversar, nu pentru tine. Bun. A început banterul. Da, am unde o să te vină pe leagă acum. Avem partea stângă pe Mihai, așa că cu Teutons în roșu. Iar în partea dreaptă la pe Nectarie joacă în albastru cu Burmese. Să vedem baza. Back gold, back stone. Stone ăsta e decent. Berries decente pentru Nectarie. Burmese vs. Teutons este cel mai bun matchup pe care îl putea prinde din matchul ăsta. Da. Sunt și harta lui Mihai, Black Gold, Black Stone, Berries, destul de bune. Două hărți destul de bune, zic eu. Nu chiar de FC, dar... Castle Drop, Crenellation, alright. Zici că e Alex cu Crazy Strat in the chat. Dar se pare că e Andrei de data asta. Face Lord la al doilea strus, Nectarie. Și mănâncă Mihai TC-ul. Titanium Knight Masterpiece. Da? Ce chat interesant au băieții? Da. Deja Nectarie face pe victima din nou. Nectarie de 18 pop? Cu Burmese. Ok. Arată chat în game? L-am arătat. Vreau să mai arăt o dată? L-ai pierdut? Oricum nu prea... Ok, Mihai up. Mihai up cu 18 pop. La fel și Nectarie. Nu? No? Ah, ok. Spre ceași pe scout. Nectarie caută pe la... O să își pun mână ta... Serios? Își permis și mână tarm? Nu fac scouts. Permis mână tarm la 18 pop? What? Hai să verific goldurile. Ok, la Nectarie nu arată mână tarm, la Nectarie arată scouts. Și la fel și la și la Mihai și la Nectarie. Nu cred, dar era ceva. Ah, ok. Credeam că știi vreun build și mi-a scăpat mie. Four wheel. Let's go. Asta ce face? Tower. Tower la woodline. Stable de la Mihai. Stable și la Nectarie. Da. Vedem tower. Pauză. Nectarie are lag, urmează să plâng acum. Ah, ok, deci are drop. Mă întreabă Nectarie ce să facă. Știu.
Deja, da. Continuă nectarii. Nu știu, la mine merge bine jocul. Nu știu ce lag au, ce probleme au, la mine merge bine. Sper să nu am nicio problemă. Mă așteptam măcar să țină 10 minute. Nu, conectarea nu. E foarte greu să ține 10 minute până să se plângă de ceva. Tari Idol. Cred că aici a picat jocul. Da, abia acum produce. E Idol aproape un vil. Scout și la Nectarie. Spin around defense, fuge cu village de la woodline. No wood for you. S-a mutat la ăsta în spate. Patru scouts de la Nictarie, 5 acum contra 4 scouts, mai vine încă unul de la Mihai. Nictarie housed, destul de rău. Se prime economia lui Mihai, 5 ferme, 12 pe wood și 1 pe golf. Pentru un anumit motiv. Primul în față, o să ajute la scout fight dacă e. Are câțiva low HP. Și se oalează larg nectarie. Face zidul ăsta. Să scouți versus 5 și un Spearman. Iar rândul lui Mihai să fie housed. Plus nu pe spre să permise big thing. Ok. Mai are Spearman? Mai are pe asta aici. Tare cu 2 vil în spate. Cred că a avut ceva idle time. Se duce nectarul la contraatac. Mihai e deschis aici în woodline. E expus la gold. La woodline-ul ăsta, la berries. Te atins apărul cu Spearman. Mihai face archers. Quick call. Vedem dacă poate da ceva damage la gold. Au mult un scout. Mă rog, un archer. Pierde scout în față. Mor ceva villager nectarie.
Încă un villager mort. Așa împarte foarte bine scouții. Se omoară pe amândoi. Bun. Bun damage de la Nectarie, cu 3 villager în față în momentul ăsta. Dar nu mai are armii. Tower la gold. Pierde și un villager. Ceva idol. Ajută mult scoutul ăsta, 2 HP în lupta. Da, dar câștigă scoutul în Nectarie. Continuă producția la Mihai. Nectarie s-a oprit din a produce armata. Avem 14 pe food și 7 pe gold de la Mihai. Iar Nectarie are 18 pe food și 6 pe gold, ok. E aproape să intre aici. Arcași cu fletching. Ce bătă căluță l-am înfricat un HP. Da. Am intră aici. Pierde Nectarie villager. Nu, i-a retras la timp. Și Nectarie up to castle. Continuă să trimită villager stream title, ok, mersi Ocid. Vine imediat. Trebuie într-o poziție bună? Aoleu. Nu mai scăpăm de asta un an de zile. Ce ne facem, Andre? Intră Mihai? Da, a intrat Mihai. Se vede? Ăștia sunt foarte low HP. S-au tot luat pe la gard pe aici. Și acum ce face cu ăștia? Dead. Nu e nici măcar cămăr să poată sară în case. Brutal. E GG? Wrong direction? Da. Uuu, 39 de village la 32 și încă mai mor. Chiar că brutal. Că începe să scaute knights totuși. Se apără cu knights plus 1 pe ei. Dă și Mihai să click up to castle. Și economia lui Nectarie e varză. Care economie, da. Lasă 2 knights in defense. Ok, mai lasă unul aici. Quick call. Sau nu, mai pierde câțiva villageri. Trebuie 2 villageri. Da. Nu, ok, a pierdut doar unul acolo. Este timpul lui să dea damage.
Pregătește de totul noi, câte stables? Avem 3 stables de la Nectarie și 2 de la Mihai. Da, Mihai și-a că deschis. Se stabilizează o Nectarie. Produce din 3 stables, Mihai. A intrat Nectarie cu Knight. Egalitatea la Villager în punctul ăsta. Doi Villager în spate, trei Villager în spate la Mihai. Dar e culoța armată la Nectarie. Antisi de la Nectarie. Antisi și de la Mihai. Plus 1, plus 1 pe Knights de la ambii. Mihai are o armură în plus pentru că e Teutons. Un Knight îl băze la outline pe Nectarie. Dacă Nectarie știa ce stai a Pikemen? Aoleu. Complicat. A intrat un Knight, cred, pe aici. Am mai intrat încă unul. Putea să dea ceva damage cu Knight-ii ăștia. Pierde un vil. Încă unul. Ce clădire are Mihai, zici că e în deathmatch. Frumos. Un spațiu între ele, aranjat. Avem mult barou de la Nectarie, 40 de villageri, contra 41 de la Mihai. Sunt aia slabi, cea mai proastă unitate din joc, nu? Parcă așa a zis. Hai cu 2 Knights partea asta, Nectarie cu 13 Knights, nu drain la Mihai. Doi villager kill până acum. Iar Nectarie încă nu a intrat. Și vilger în față, Mihai. Aproape 10? Da, ce vilger în față acum. O omor ceva înainte ăștia. Mai tare pune mănăstire. Contra Teutons, dar... Aldoaga și Mihai mănăstire. Se duce la Relic.
picat nectare în fight-ul. Mihai vrea să intre în dreapta aici. Omoară Monk? Omoară Monk, nu tare l-a văzut. Se menține diferența de 10 villageri. Un conversion. Al doilea nu-l mai avem. Pe celălalt doilea nu-l mai avem. Se bate cu villageri? Ah, nu. Construiește TC, ok. Curățat nectare în aici din bază. Se menține diferența de 10 villageri. Dar Mihai adaugă TC's. A scăpat în sfârșit nectare de turnul ăsta. Nectare are plus 2 acum pe Knight. Mihai doar plus 1. 9 Knight versus 17. S-au retras. Avem un Knight care stă degeaba aici. Scouts la nectarie, probabil să... Ok, și like have upgrade, să dea snap la monks. Vedem big fight în mijloc și câștigă nectare, câștigă fight-ul. Ce bine joacă nectare, e real. Ok. E cu 20 de villager în urmă totuși. Și încă mai primește raid-uri. A scos foarte multă valoare Mihai cu numere mici. E greu să omor knights în timp ce moară villager. Așa că poți să iei valoare ușor că-i. Dar a curățat nectarie. 46 de villager la 74. Suntem în minutul 40, deci nu arată foarte bine pentru nectarie la numărul de villager. Însă arată la armii. Avem 25 armii la 9. Elefanți? Let's go! O fi misclic? Bă, că nu l-a dat cancel. Cred că e misclic totuși.
Ai văzut? Ce spui că sunt strâmb? Ce? Uitai! Scuze? Ce zic? Da, nu trebuie să întâmplă asta. Avem Pac-Man Switch de la Mihai. Hai, fugi, gata. Cine știe de verge la 94? Pare apa. Face idee. Da. Dacă refuzam, ieșea mai nasol, să zic așa. A doua armură pentru Nectarie. Și Mihai face Pikmin. 100 de dilge la 54. Egalitate la armii aproape. Totuși cred că o să câștige Nectarie fight-ul ăsta. Da, deci jert chiar. N-are upgrade cu Pikmin? Ok. Avea doar plus 1. Costă meciul inactivitatea pe Nectarie? Se vede în pată, dă un raid de îmbunesc, acum omoară 30 de village. Icolid Mihai are dublu la village. Încearcă să-i dat fisurul de jos. Anger, mersi de sar. Mersi mult. Încearcă să-i dat fisurul de jos. Nu știu dacă reușește. Bani de paravan. Da, știu că nu o să scap ușor cu chestia asta, încerc scuze. N-a fost intenționat, dar ieșeam mai șifonat dacă refuzam. Credeți-mă. Dar e fain, ok, mă bucur că e fain și nu e foarte acord. E ok, eu te cred așa, Alex, tu mă înțelegi. Mersi. Avem un exod de la Mihai. Vedem Crenelation Castle? Mamă, unde îl pune? Da, cred că e prea ambițios. Nu, fără clip ca Villager. Hai să vedem. Cred că o să pună castelul? Nu. Câștigă Nectarie fight-ul. E ok, are de unde pierde Villager. Mi arată ca o donație de 20 de Villager, da. Vreau 10, dar... este o donație. E mai trebuie mult până să ajungă unde trebuie, dar... măcar a încercat. Încă nu l-a șters, deci nu a renunțat cumplit la idee. Va reveni.
Dar începe Mihai să mă aseze și Knights și Pikemen, mai are și Monks. Arată destul de nasol pentru Nectarie. Mai mare câțiva village totuși, dar încă sunt 40 de villageri diferență. Da. GG de la Nectarie. Hai, să curgă scuzurile acum. Nimic? Nimic, nimic? What? Ok, hai, e primul joc. O să vedem mai mult. Bad map, bad ping, exact. Ah, stai că vin în privat, eram sigur. Eram sigur. Da, bă, nu știu care unitare, dar că... Ce o las de Nectarie? După ce că e mai bun ca voi? Wow, grăsân! Cum a sunat asta? Nici nu s-a lăudat de luni de zile că el a votat pe Mihai. Știi ce zic? Bun, deci avem un 0 pentru Mihai. Cui pas? Da. Hai să vedem sivurile. Ce sivuri mai au băieții? Deci, Mihai a câștigat cu Teutons și Nectarie. A câștigat cu... Da, a pierdut cu Burmese. Deci mai avem așa, mai avem Khmer și Malians pentru Mihai și Chinese și Berbers pentru Nectarie. Ha? Că voi dormesc, pe mine m-a întâlnit Nectarie. Ce are o scuză? Când s-a întâmplat asta? Cu o săptămână? Drăguț că încerc să-i caut scuze. Da, acum o săptămână? Ok. Vedem, avem meciul 2 sau nu avem meciul 2. Se pare că l-avem. Barbar vs. Khmer. Bun, în partea stângă l-avem pe Mihai. Joacă un roșu cu Sivul Khmer. Iar în partea dreaptă l-avem pe Nectarie. Joacă un albastru cu Berbers. Sunt decisiv pentru Nectarie. Să vedem dacă reușește
să ia victoria. Sau nu. 3 pe ult. Rata scouts până acum. Să vedem hărțile. Darkstone, Black Gold, Darkstone. Berries decente. Îmi place harta lui Nectaria. E destul de bună. Nu cred că are de ce să plângă. Hai să vedem și harta lui Mihai. Mihai care dă lum. Interesant. De ce dă Mihai lum? Așa de vrea? Nu face casă și alege să dea lum. 15 pops cauți pe bune? Îi iasă la 15 pop? Da. Nu cred că... că iasă... Nu cred că rezistă Nectarul la 15 pop scouts. Hai să vedem. Deci măcar nu s-a dus pe berries. Nectarul face draș? Ce sunt build-urile astea? Mă depășesc. Ok, up. Nice. De-abia acum pune pe wood. Să vedem. Ok, se duce și Nectare pe berries. Scout-ul deja în față. Și o să dea și Nectarie 19 pop cu Berbers. Ar fi fain? Ce-ar fi fain? Mihai, Fiudol, Nectare, Quick Calls? Hai să vedem reacția lui Nectare când ajunge Mihai, Fiudol. Housed? Uite, face casă. E doar villager-ul închio. O secundă? Da. Hai că a fost. Pune step-ul-ul, Nectarie a văzut deja ce face. Doar 2 pe berries până acum. Pune baraca. Ce se joacă Mihai? Nu, alează-l. All him in. Așa, măcar ai încercat. Vai vor joacă în albastru? Da. What? Why? De ce mă sună toată lumea seara asta? De ce? Nectare pildă un villager? Da. Asta am ratat. Nectarie. Mihai face tower la outline ca de obicei. Au omorât un villager până acum, Mihai cu scouții, în rest. Nu știu dacă a reușit să dea foarte mult damage, așa cum spera. În schimb cu tower ăsta, forțează villagerul să ducă tower-ului la woodliner-urile astea. Și după cum vedem, el planea să o aleze mai în scurt. Nu se va mai întâmpla asta.
Nectarie Haust, Villager Idol, Counter Tower? Da. Poate mai încolo. Idol for days, yeah, yep. Din nou se duce de vreme Mihai pe cold. O să schimbe pe Arceus. Patru scouts de la Mihai. Ok, four archer range de la Mihai. Un villager la HP. La atac. Da, se duce direct pe el. Doi villager morți, acum un scout pierdut de la Mihai. Ce cheese? Grăson, nu te lua după Mihai. Nu, să nu faci de asta, că dau GG. Repede. Patru villager diferență. A fost idol destul de mult. Ce face tower for the... Corect. I approve this message. Dar nu pot să-l citesc pe stream. Am făcut destul de gafe pentru seara asta. Nu vreau să mai fac. Cinci villager diferență. Întâlnă a dat Wilber or cine mare? Foarte mulți. Nu, nu a dat Wilbur-ul. Și acum cu doi archers. Cu fletching? Nu, încă n-are fletching, ok. Poate să facă repair. Cinci scouts ar trebui să curățe armata asta. Dar între timp, idol, villager care cu repair, care fac ziduri în spate. Și acum nectaria aproape îl curăță. Villagerul ăsta din față? E că măr. Poate să sar în casă, nicio problemă. Încearcă să pot unul pe partea asta. S-a luat scurt Mihai. A avut și fletching acum pe arcaș. Nectare s-a mutat la woodline-ul ăsta. Și vedem un contraatac cu 5 scouts. Ceilalți au rămas acasă. Se apără de presiunea asta. Să vedem, a intrat la Veris. Un villager mort. Ceilalți au sărit în casă. Și nu prea poate să mai facă damage. Aici e full world. Poate pe suplisi ceva. Da, gen villagerul ăsta. Sare în casă. Da. Simți că trășează când sare villagerul în casă. Adică e singura civilizație care a descoperit ușile. Da. A intrat aici Mihai. Dar nu prea poate să facă damage. Sorry din nou în casă. Vedem cum arată economia. 14 pe food, 4 pe gold la Mihai. Și 13 pe food, 0 pe gold. Abia acum pune nectarie. 6 villager diferență încă. Army cam egal.
scot în continuare Mihai Scouts. Și am mai trimis villager aici. Are 3 villager acum. Facem mining camp și ia goldul nectarie, ok. Bun, adaugă și scouții la atacul ăsta. Și nectarie caută să se luptă înainte de a veni scouții, ceea ce e foarte bine pentru el. 7 scouți contra 8 archers. Încercă să iau un choke point. Au venit scouții însă și e mai ok. Nu avem upgrades pe scouts. În continuare face Mihai scouts. Dă și bloodlines, dă și armura pe arcaș. Vede fight-ul sau că am dus numărul lui Nectarie. Mai pierd un villager. Da, dead. Arată destul de nasol. Are 10 scouts totuși, nectarie. Cred că pot să curățe. Bine, Mihai are și bloodlines. Nu e atent Mihai la fight. Reușește nectarie un surround un pic la arcaș, dar acum face micro. Cine câștigă fight-ul ăsta? Mihai, cred. Se întoarce pe gold. Mai face scouts? Face scouts din două stable-uri, Mihai. E un fel de all-in. Dar și Nectar e foarte departe de Kelsel. Unde se duce Nectarie să facă ferme? Dacă îl găsește aici, e GG. Mai pun și el un stable. Doi villager expuși. Unul este mort. Hai de la ferme. Are și armura pe scout și atacul. Sper că să spargă aici casa asta, re-wall în spate de la Nectarie. 16 arm pentru Mihai. Continuă până... Oh, a avut o gaură. Cred că e GG, băieți. Da. Nectarie l-a găsit pe Mihai? da, l-a găsit. I-a dat și ceva damage. Ah, nu mai merge fog over, ok, după ce dai de... Cici nu mai merge. Da. Eu am unul și doi villager, da. Deja se enervează Nectarie. Era de așteptat. Bun. Deci, 2-0 Mihai.
că trebuia să deschide Chinese, să avem mai multe șanse. Da. Asta e. Hai să vedem, mai avem un set? Saps, ești pe aici? Jucați? Nu-l văd pe Saps. Da? Ok. Atunci ne pregătim de setul lui Saps cu Vlad. Dacă ți-a primul joc, e plus 200 ILO. Da, clar. Clar aici. E la lui Aoleu. Deja începe trollul, îmi place. Ne pregătim, e grupa H. Grupa H. Aoleu, Nectarii în grupa H, let's go. Să-l mai aud că pierde, că se valează lumea. Așa, Mihai, așa. Așa. Fii rău. GG's. Și Mihai și Nectarii. Pe ce strângi jocul în tare? Da, aici a jucat doar Mihai. Asta e veche, da. Eu zic să face. Eu zic să face și loser bracket ca să mai știu ce și de tare. Aoleu. Aoleu. Asta e. Când ăla spune mâine, ok. Dă-i acum la cald, Alex, că după aia poate își revine. Da, până la urmă nu l-am bătut noi, așa că îl lăsăm pe Mihai să facă ce trebuie. Bun, ne pregătim de iertați-le azi? Gata, gata, e de ajuns. Îți dai seama că e în depresie. Trebuie să fim înțelegători. Ok, avem draft-ul de următorul set. Ești curios dacă se califică sau nu până la urmă. Din câte știe, între SAP și el. Avem Saps vs. Vlad. Hai să modificăm și titlul. Între timp vedeți draftul pe fundal.
am terminat cu scoreboard-ul și mai aveam de făcut. Deci, draft-ul. Avem Saps vs. Vlad. Saps a dat bani la Aztex. Destul de bun ban, având în vedere că lui Vlad îi plac mult. Pick pe Mayans, Indians și Vikings de la Saps. Pick pe Franks, Tatars și Britons de la Vlad. Dacă mai aveți întrebări pentru mine, vă răspund eu, trebuie să odinesc. Da. Manager, Ogre. We're going eSports. Ce să mai... Se cot în primul match. Dar încă nu au început băieții. Bără, până încep. Ok, am început băieții. Avem avem pe Vlad, șoc în albastru cu Tatars
în partea stângă, iar în partea dreaptă îl avem pe Saps, joacă în roșu cu Indians. Cred că este printre primele dăți când avem Indians, cel puțin Force Pick. Okay, se plâng băieții un pic de lag. Sper să fie ok jocul. La mine se mișcă bine. Hai să adun hărțile. Avem Blackberries pentru Vlad, Backstone, Backgold. Ar trebui să o aleze cu între Woodlines și cu TSU cumva și arată destul de bine harta lui. Încă nu-l like, chiar îmi place să te urmăresc. Da, mersi Manic. Hai să vedem și harta lui Saps. Backberries, Backstone, Back Gold, încă un stone. Dar destul de deschisă harta lui. Parcă îmi place mai mult ale Vlad. Vedem build-ul, 3 pe wood până acum, de la Saps, 4 de la Vlad, deci nu o să facă scouts. Avem deers, 3 deer, n-am prins nimic Vlad, iar Saps, Vlad mănâncă TSU. Se și oprește. Aoleu. Rip. Hai să vedem, Saps am prins un deer până acum, se duce pentru al doilea. Întoarce? Nu, ok, a avut noroc. Să râd în partea asta, îmi place, o să aibă woodline-ul ăsta safe, Saps. Să dăm Vlad. Vlad să o alerg, să o alerg destul de larg. Ha? What? What is this? E și dă delete, ok. N-ați văzut nimic, băieți? Ok. Se pregătește Sub să dea 21 pop-up. Interesant. Ce face Vlad? Un mic nectarie wall. Aoleu, un big nectarie wall. De ce nu o dă așa? De ce? Ok, nu vezi woodline-ul, dar totuși vezi, have you done map aici? Da, hai să zice că sunt wall scurte și oarecum să o las mai repede în spate, dar nu cred că merită. Avem up de la Saps. 21 pop. Interesant build-ul lui Saps. Are și gaurul în casa de sus. Și Saps a văzut. Lângă asta, da. Lângă asta e gaurul sigur.
da. Nu știu ce să zic de zi de asta. Wow, ok. A, totuși joci vs. Saps, așa că... Na, orice e de înțeles. Pune pe Goldblood. A dat click up. 23 de villageri. Ce dribla seamnă cu un gem? Da. Cu ceva seamănă, da. Villager idol. E atent la, la villager sau de la scout. Or scolar pentru subs și să duce scouti. 21 pop scouts, ok. Față de ce am văzut mai devreme, 15 eu că mă, mi se pare târziu, dar... Nu știu eu din asta. Și se mai oalează și așa, Vlad? Rămâne deschis la TC? Versus scouts, ok. Bă, da, chiar că toată lumea se oalează, nu vezi? Toată lumea se oalează, acum îl înțelegi pe Nectaria, nu-i așa? Așteaptă să strângă mai multe numere subs? Are 3? Se duce? Se duce. Vedem Spearman? Încă nu. Ah, ba, da, are un brac. Surpriză! Un vulger mort. Al doilea, cu siguranță. Vin și spermenii. Mă fac fiddle voi? Da, și dacă dai de ziduri, te faci Never Castle voi. Da, nu știu spaniol, am încercat și ceva. Primul meci cu Nectarie era să te coste. Începe deja teoria. Doi villager în față subs. Avea orice altceva în afară de Teuton, îți câștigam. Detalii. Înseamnă că te-a făcut la draft, mâine, Nectarie, și ești, e nasol. Înseamnă că te-a citit. Asta că mi-a plăcut meciul, nu mă deranjează să pierd când e interesant meciul. Da, chiar a fost drăguțe. Mai ales, rezultatul mi-a plăcut cel mai mult. Și dacă știi că mai bine câștigai. Double Wolves de la... Double Wolves de la Vlad. Deja încep cu atacurile, că ești top 5, ești top 8, învață. Fire Scream. Mersi mult de raid. Salut Fire. Și... stai că tu ai în engleză. Hello guys, welcome to my stream. I stream Age of Empires 2 in Romanian. So, thank you Fire for the raid, but I will keep talking in Romanian from now on. Mersi Fire, mersi mult. Avem un turneu aici, nu știu. Că dintre voi înțeleg română, dar asta, I warned them, ok, thank you.
Avem un turneu, suntem în runda 5, printre ultimele seturi din turneu, avem Saps vs Vlad. Și să vedem bătălia. Bătălia pentru top 8 în România. Wow, 48 de viewers, mersi mult, Fire. Beast. Chiar să alegi de la Saps? Și vedem CA la cum arată? Da, cred că o să vedem CA. Wow, m-am panicat un pic, dar se pare că nu avem drop. Archer în woodline. Ce mai mulți de până acum? Da, mai avut 42, deci... Pog. Pog pentru Fire. Wow, ce mod. Mersi, mersi Manning pentru shout-out. Mă bucur că ai descoperit și tu comanda. Nu știu cum ai reușit, dar mersi. Din păcate nu avem CA, continuă pe Archer Saps. Păcat că am venit prea târziu să-l luat pe tare cu un sufra, ai de cap, nu? Parcă ne oprea, Mihai. Parcă așa ai zis, că ne oprea. Da, să mă uit și chestia asta, pe, nu știu. Hai să... Păi a venit aici pe cea tentație e prea mare, nice. Hai să vedem ce fac băieții, avem... avem crossbow de la Saps. Crossbow de Indians din două range-uri. Avem al de la TC și... University pentru Ballistics. Iar Vlad face două range-uri și poate schimbă el în CA. Quick call. Ok, n-ai ieșit quick call-ul. Caster pentru Vlad. Și face CA din 3 range-uri. Pe al 3-lea l-am ratat. Ah, ok, mai era unul aici. Deci o să avem CA vs Crossbones. Eventual un switch după de la Saps pe Camille versus ei. Început raidul, ok, Bafta Nenning. Potkin pe CA, însă o să avem Balix în sâncul pe Crossbones. Despre armă la 7, 48 de villager la 42. Un TC pentru Vlad. Saps a rămas pe 2. Crossbow Nudline. Un villager mort. Face micro cu Ballistics, 2 morți? Da, am ratat unul.
Da, 11 villager diferență. Zece si ei totuși. Ce micro face subs? Se duce Vlad aproape ca să nu poată să mai dea micro. Da, cum ziceam, subs dă armura de cavalerie și pune al doilea stable și să treacă pe Camille. Oh, încă un rei nasol la Godline. GG, da. Ce asta a fost primul match. GG. Să vedem ratingul. Vlad este 1673 și Subs 1873. Amândoi au 73. Deci 200 de elo în cap. Mihai a câștigat? Mai întreb asta? Ce întrebare de la ucid? Te așteptai să fie altfel? Ok, gata, mă opresc. Bun, hai să vedem draft-ul. Saps a câștigat cu Indians, iar Vlad a pierdut cu... Tatars? Da. Fără Franks, Mayans nu scapă. Zici? Zici că ăsta e următorul match? Franks, Mayans? Hai să vedem. Avem și meciul 2. Ai nimerit un save din 2, Alex, deci e bine. Avem Frags vs Vikings. Ce hărți deschise. Mai are să are subs. Hai că poate să o aleze cu TCU și are back gold. Buddies decente, mă rog, la baza unui ideal, dar totuși. Hai că nu-i chiar așa rea. Pe minim aparată mult mai nasol. Bun, deci avem în partea de sud, de la noi pe Vlad. Joacă în albastru cu Franks. Iar în partea de nord, de la noi pe Subs, joacă în roșu cu Vikings. Și, cum spuneam, back gold. Berries la baza unui ideal, dar se poate oala cu ele sau mai larg și să fie safe. Stondurile le are în față și pe deal, deci destul de greu de luat, dar nu sunt cele mai importante. În schimb, Vlad are back gold. Berries, dacă s-o aleză mai larg un pic. Arată bine și-o harta lui Vlad. Are așa un pic de dealuri în față, dar e ok. Să dăm fast forward, poate am început băieții ceva timp. 3 pe U de la Vlad. Prea-mi place partea asta de zid, ar fi mai bine să o dea așa că... Și cam blochează outline-ul, dar... E ok. Bun, sunt în live. Avem trash de la subs. Și se o alează destul de repede.
Deci potențial de... Potențial de Drash FC. Vlad, în schimb... Prima dau seama ce face Vlad. Scouts? Dup? Ok. Deci dă 21 pop cu Franks. Hai să vedem ce iasă de la Vlad. Da, a văzut villagerul ăsta la HP, l-a trimis înapoi. Bine jucat. Vine Drash-ul de la Saps. La Berry Sensitive Vlad. Poate pe la Woodlines pe aici să dea ceva idol. Că s-a zidit, a zidit și în fața Beris, în fața la Beris Subs, ca să nu dea, să nu rămână gaură. Da, mă arată Drash FC. Să ce damage poate să dea. S-au alat aici, deci trebuie să o colească Drash-ul. Nu știu dacă l-a văzut, cred că nu l-a văzut Vlad. Da, nu s-au luat deloc în spate. Acum încearcă... Deadwill, cu siguranță. Sau nu, quick call. A încercat. Nu cred că reușește. Măcar a încercat, îmi place. Mai are un villager expus aici. Timp e aproape full wall subs. Nu vând nicio gaură decât aici la copac, dar până ajunge Vlad cu villager aici. Moare și villagerul ăsta. Doi villager morți până acum la un Drash și încă mai are full HP pe Drash. Intră și la woodline deja. Avem click up de la Saps. Al treilea villager mort. Quick call? Măcar acum? Nu, ok. Patrulea villager mort. Blocul scout. Încearcă să găsească Vlad counter damage, dar Saps e full win. Patru villager morți. Destul de mult la un Drash. Villager în față. Tower la berries, ok. Asta îl poate ajuta să intre în bază. Dar deja atacă cu scouts în locul ăsta și sap să o ales în spate. Ceea ce o să-l ajute și împotriva turnului. Villager Ride de la Vlad. Doi villager diferență în momentul ăsta. Archer range de la Saps. Nu prea are Saps de FC. Îi mai lipsește puțin. Nu e departe. Două Archer ranges, ok. Nu ajunge taurul?
nu ajunge. Da, arată bine pentru Saps. Un tile mai încolo, dacă era taurul, putea să, să dea din ai la villager. Să nu poată să construiască casele. Trei timp militia încă provoacă idle time. Și avem click up de la, de la Saps. În timp ce Vlad este housed și destul de departe de castle, foarte departe chiar. Încă nu a pus pe gold, are doar 14 pe, pe food. Și Vlad încă nu a intrat în baza lui Saps. Încă un tower la Vlad, îl ia de pe urlă, nu sta, dar mai are altele safe. Pare too little too late un pic. Continuă pronunția de scouts, Vlad. Deci e... Ok, mai omoară un... Drașu, mai omoară un villager, posibil și pe al doilea. Încearcă să fugă cu el. Nici acum nu iasă. Da, doi villageri. 6 villageri morți în total la un drush. Destul de mult. Și iar e house Vlad. Da. Gigi, clar. N-avea ce să mai facă în poziția asta. Bun, avem antena și ultimul set. A câștigat Saps 2-0. GG jucătorilor. Să vedem cine, cine online, poate facem și noi un raid. Oh! Da, nu prea văd pe nimeni. Hai totuși să mergem aici. Mersi mult încă o dată Firescream pentru, pentru raid și... Și cam asta a fost de la mine în seara asta. Mulțumesc că v-au uitat. Dienușa alright? E Dienușa? Unde mă Dienușa, că n-am văzut-o. O să fac după mening. Zi Alex repede, e Dienușa online sau nu? Nu știu, bă, a, păi atunci vorbește în plus, frate. Cum să n-ai la follow? Ce om? Oameni, ok. Bine, mersi mult băieți că, că v-ați uitat. Nu știu dacă v-am salutat, vă salut acum. Salut!